Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și joc Alba cu România. Frățiorilor, vă rog eu, când mai aveți impresii și păreri docte despre cum e România, amintiți-vă de chestia asta. Un scriitor din Deva a fost reclamat de vecini pentru că are prea multe cărți în casă și blocul riscă să se prăbușească. Asta e situația din teritoriu în februarie 2024. Lăsați-mă cu dume că e un caz izolat sau să nu generalizăm sau să nu facem atâta tamtam. -tam. În țara în care 11 milioane de cetățeni recunosc că nu au citit nicio carte în ultimul an, cărțile dărâmă românii, nu blocuri. Daniel Iancu este istoric, cercetător și scriitor. Locuiește într-un bloc din centrul Devei și a scris pe Facebook. Am fost reclamat de către vecini la Asociația de Proprietari că am prea multe cărți, și s-ar putea prăbuși blocul din cauza cărților mele. De menționat că Daniel Iancu are un doctorat în istorie. Este autor al mai multor volume de istorie și reportaj, iar în 2022 a primit de la președintele Claus Iohannis medalia aniversară Centenarul Marii Uniri. Așa și să ne lese pe noi în pace cu istoria lui. La ce ne treabă nouă istorie? Știm că dacii o focei mai tari din lume. Voievozii noștri o șters pe cu turcii. Am urinat pătăți în cele două războaie mondiale. Comunismul o bun, iar am ui rău să ne mai lese ăsta cu cărțile lui, că pică blocul pe noi. În plus, ghicea adună cărți în casă și nu merge la bibliotecă. La bibliotecă să citesc cărți, nu în casă să ne puie pe noi în pericol. Casa nu-i sană de lectură, în casă să crapă să mânță, să ascultă maniele, să dă cu bor mașina, să uită la TV și pe TikTok, nu să citește. Dacă îi plac așa mult cărțile la marele domn istoric, să țăie în casă cărți de joc, Că alea nu e așa grele, și nu cade blocul pe noi. Blocul ăla din Deva nu e nimic altceva decât o micro-Românie. Sunt milioane de astfel de mini-Românii. Noi cu oamenii ăștia vrem să transformăm societatea. Cetățenii ăștia ar trebui să schimbe clasa politică? Publicistul a relatat că locuiește la etajul 4 al unui bloc din Deva și având foarte multe cărți în apartament, a decis să mute o parte din ele în fața ușii locuinței, unde, fiind la ultimul etaj din bloc, a crezut că volumele nu încurcă pe nimeni. O bibliotecă cu peste 15.000 de volume a fost cumpărată în anii trecuți, însă, spune Daniel Iancu, unele cărți au fost donate de-a lungul timpului. Un vecin s-a temut însă că, din cauza cărților strânse de Daniel Iancu, plafonul de beton ar putea ceda. Astfel s-a prezentat la Asociația de Proprietari pentru a depune o plângere împotriva publicistului. Sesizarea nu a primit un răspuns pentru că reclamanta nu a mai fost de acord să o facă și în scris. Bă, noi de o săptămână dezbatem dacă societatea a înțeles mesajul piesei Macarena a Ericăi Isaac și să înțeleagă din piesa Ericăi vecina aia care a făcut reclamația dacă dușmănește cărțile. Mi-e pică blocul în cap de la cărți și vă arde de hărțuirea femeilor. Să nu mai iei fustie scurte, să nu mai poarte de colteie, să nu mai provoace bărbații, că ele și-o caută. Cum să reziste săracii bărbați, că oamenii și ei? O să ziceți, Bine, bă, dar ce legătură e între Macarena și vecina cu reclamația? O, oh, toată legătura! Pentru că o țară care e pe ultimul loc la consumul de carte în Uniunea Europeană, un popor ținut în bezna în culturii de niște politicieni ticăloși, nu poate avea decât concepții medievale despre viață. Vă doresc o la revedere frumoasă!